După periodul din cartoful crud, semințele de chimien infuziate pe noapte le torn în pahar. Sunt foarte delicioase, aromate și gustoase. La dejun voi lua un măr, simirienca, care știu că nu este vitaminizat acum, dar are multe fibre și pectine, benefice pentru sănătatea tractului gastrointestinal, și o cănuță de fir preparat acasă. Este borcanul cu chișleac preparat din lapte de la fermă, natural, singur s-a fermentat. Dacă procurăm lapte din market, adaug la laptele căldus o lingură de smântână. În iaurt voi adăuga spirulină și chlorela. Toate produsele menționate în clipuleț le veți găsi în descriere. Iau o capsulă. Capsula este vegană, dar mie nu-mi place să înghit capsulele. Îmi place spirulina, să adaug la iaurt. Spirulina, care ne ajută să mărim masa musculară, să tonizăm mușchii. Spirulina este un super aliment pentru vegetarieni, pentru vegani. Dar puteți să o folosiți și dacă vă plac proteinele animale. Proteina din spirulină conține toate necesare pentru organism. Spirulina mai conține și lipide, acizi grași și 10-20% din zahăr, care minimalizează nivelul de insulină. Spirulina conține o echipă de vitamine A, vitaminele grupului B, PP, biotină, acidul folic, inositanul, pantotenatul, vitamina C și E, care sunt antioxidanți puternici și efect anti-îmbătrânire. Verde și spirulina, și chlorela, și mărul verde. Tot ce e verde, să știți că demineralizează ochiul al treilea. Dar ce este ochiul al treilea? Glanda care ne conduce pe drumul ales, drumul în viață. Și totodată conduși și de credința Tatălui Ceresc. Neam-neam, gustoșenie! Superfood! Ce voi mânca eu după sport? Accent fac la sănătatea vaselor și a mușchiului cardiac. Pasta duro cu vișină. Vișina conține vitamina K. Îmbunătățește elasticitatea și sănătatea vaselor. Semințe de dovleac și semințe de floarea soarelui. Conțin vitamina E, omega, la fel previne tromboza și întăresc pereții vaselor.
Aici am un amestec din condimente, din șambala sau fenugrec, din coriandru, din fenchel, din susam și din in, pentru menținerea fonului hormonal. Aici am un amestec de sfeclă roșie și morcov cu prune, prune uscate. Foarte, foarte gustoșele. Acest amestec este minunat pentru sănătatea tractului gastrointestinal, pentru ca toți nutrienții să se absoarbe 100%. Și în afară de aceasta, prunele conțin caliu care ne menține mușchiul cardiac sănătos. Voi lua o capsulă de omega și cu Q10. Omega are grijă de sănătatea și elasticitatea vaselor. Q10 ne dă energie, forță musculară și, în special, menține sănătos mușchiul cardiac. Dacă sunteți până la 50 de ani, nu numai decât să luați Q10. Q10 se sintetizează în organism. După 50 de ani, e de dorit să luați Q10 pentru a vă ajuta mușchiul cardiac. Q10 menține frumusețea interioară. Este un preparat anti-îmbătrânire. Iau și ascorutină. Ascorutină la fel pentru menținerea sănătății vaselor și întărirea capilarelor. Vasele să tolereze bine activitatea fizică. O capsulă de ginkgo biloba. Despre ginkgo biloba am mai vorbit. Îmbunătățește circulația sângelui în vasele creierului, a inimii și ajută la lichifierea sângelui. În cazul când fac sport, sângele să circule liber prin vase și să am poftă. Neam-neam! Este ora 17. Vom lua masa împreună cu soțul și vom mânca salată din varză proaspătă cu măr, ras și morcov. Este salata noastră a familiei, care o adorăm de la începutul căsătoriei. Este o salată vitaminizată și ardei roșii grași cu bucățele de lămâie, ceapă verde, măsline și ficat pane înăbușit în ceapă. Este foarte binevenit ficatul pentru menținerea hemoglobinei, care ne dă putere la activitățile noastre fizice și, desigur, că vitaminizarea organismului. Și fiindcă astăzi este duminică, vom mânca colac proaspăt. Să avem. În afară de ficat cu sălățică, voi lua și o pastilă de colagenă pentru suportul ligamentelor și a mușchilor. Este foarte crocant, gustos. Să avem poftă, neam-neam! Colagena se ia în timpul mesei. După salata cu ficat, voi mânca și o peală cu ciorbițe din proteine vegetale, conopidă, mazăre și porumb. Și, desigur, este timpul de luat căpsulița din calciu. Calciu este pâinea noastră, cea de toate zilele. Calciu este benefic pentru cei care fac sport performant și nu numai. Cunoaștem că mușchii cresc și se tonizează în repaus. Și pe noapte, la ora 21 sau 22,
Iau o lingură de masă de aloe vera gel, care restabilește mediul intestinal, probioticile, deci restabilește pH-ul intestinal, regenerează mucoasa intestinală și ca un bun detoxifiant. Vă sfătuiesc ca pe noapte să luați un enterosorbent care vă ajută în timpul nopții să înlăturați deșeurile din intestin, mucoasele și pentru o stare de bine matinală.